Macarie Drăgoi s-a născut la 9 mai 1977 în localitatea Căianu Mic, județul Bistrița Năsăud. Studiile elementare le-a făcut în satul Spermezeu, după care a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Mitropolit Dosoftei din Suceava, apoi pe cele ale Facultății de Teologie Ortodoxă de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Având înclinații spre studiul limbilor străine, Macarie Drăgoi a urmat un curs de perfecționare în limba franceză în 1997 la Aubazin. 5 ani mai târziu, a studiat limba engleză la Colegiul Central din York, Marea Britanie. În paralel, părintele Macarie a obținut masteratul în teologie-istorie și începând cu anul 2005 a pus bazele primei parohii ortodoxe românești în nordul Angliei, la Mirfield, Leeds, cu 2 filii la Manchester și Corby, sub îndrumarea și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Iosif al Europei Occidentale și Meridionale. Macarie Drăgoi a fost uns în monahism la 23 iunie 2003 de către înalt preasfințitul Andrei Andreicuț, arhiepiscop de Alba Iulia, la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul. A slujit apoi ca ierodiacon și ulterior ca ieromonah la Catedrala Întregirii Neamului din Alba Iulia, fiind numit în paralel preparator la Facultatea de Teologie Ortodoxă din localitate. În Duminica Floriilor din anul 2005 a fost hirotesit de către actualul mitropolit al Clujului, Albei Crișanei și Maramureșului, înalt preasfințitul Bartolomeu, protosinghel și ecleziarh al Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Timp de 5 ani, Macarie Drăgoi a fost secretarul de cabinet al înalt preasfințitului Bartolomeu, iar această perioadă și-a pus amprenta asupra activității sale ca redactor la Radio Renașterea, ca profesor suplinitor de religie, ca duhovnic, iar apoi ca mare ecleziarh al Catedralei din Cluj-Napoca. Urcând treaptă cu treaptă în ascultări și în învățătura duhovnicească, Macarie Drăgoi a desfășurat și o importantă activitate culturală. Toate acestea pentru a-și atinge adevăratul scop în viață: rugăciunea permanentă către Domnul nostru Iisus Hristos și plinirea voii sale.